Daniel Dragomir, acuza incendiare la adresa lui Covesi. Cum au funcționat protocoalele dintre SRI-DNA? Fostul colonel se.3. Daniel Dragomir face dezvăluiri explozive cu privire la protocoalele dintre se.3. Subliniere-DNA. Prezent în emisiunea Controverse, realizat de Andrei Bedin, fostul colonel se.3. Daniel Dragomir a prezentat trei documente din dosarul său din 2014, semnate chiar de Ioana Laura Codroa Covesi. Documente care, explic Dragomir, demonstrează negru pe alb cum subliniere Ioana cerea se.3. să se implice în cercetările penale. Este o adresă semnat de doamna Covesi, în 2014, prin care înaintează o încheiere pronunat de Tribunalul București, în dosar, este dosarul meu, prin care îi pune în vedere se.3. Punerea în executare și exploatarea tehnicii CEUME. 0167 București este beneficiar secundar. Este o unitate militară din cadrul serviciului, dar îmi voie să nu vă spun care este exact. Practic, doamna Covesi trimite se.3. Acest document, îi spune ocupaiv de Dragomir, dar vede i ce se lucrează cu acea unitate militară. DNA-ul lucra în comun în echipele mixte. Această unitate și acestea sunt echipele mixte stabilite în baza protocoalelor, a spus Daniel Dragomir, la B1 TV. Fostul colonel se.3. a dezvăluit ce datele obținute sunt arhivate în se.3. Ici nu există nicio prevedere legală privind distrugerea acestora. Potrivit lui Dragomir, Laura Codruca Covesi le atrăgea foarte serios atenția propriilor subordonați să pună orice document la dispoziția se.3. Doamna Covesi trimite CETRE serviciul tehnic, CETRE propria structură din cadrul DNA. I le spune subordonailor săi de la serviciul tehnic precizme ce această unitate este beneficiar secundar. I mai există o adresă către centrul tehnic de securitate. I le spune VDI, cooperai pentru ce beneficiar secundar este această unitate. Aici se mai pune o alt problemă. Anume aceea de resurse. De unde tia doamna Covesi care sunt resursele posibile și alocabile ai serviciului, a mai spus fostul colonel se.3. Daniel Dragomir susține ce oamenii din se.3. răspundeau comenzilor venite de la subliniere Ioana. Cine lua decizia, doamna Covesi spunea nu-l mai ascultai pe teroristul X, ascultai-l pe domnul Dragomir. Practic, serviciul i-a pierdut menirea de serviciu de informai european, stat NATO, în loc să fie un serviciu de informai devenea structură de cercetare penală, devenea direct implicat în dosar, a mai declarat Daniel Dragomir.